Bun găsit, Ciprian! Primul maraton din Munții Latoriței va avea loc pe 21 iunie. Startul competiției se va da la ora 9 dimineața în stațiunea Voineasa din județul Vâlcea. Cursa de alergare cuprinde două probe. Prima va fi de maraton și se va desfășura pe traseul Poarta Soarelui la o altitudine de 2050 de metri. Timp de 10 ore, participanții vor parcurge 42 de kilometri. Cea de-a doua probă, de semi-maraton, se va desfășura timp de minimum 6 ore pe traseul Chica Lupului de 22 de kilometri, la o altitudine maximă de 1186 de metri. Pe ambele trasee vor exista puncte de alimentare cu apă, fructe și energizante. Și tot în stațiunea Voineasa din județul Vâlcea, pe 2 august, are loc primul concurs de ciclism montan din Munții Latoriței. Competiția va cuprinde două probe, de 62 de kilometri, cu o diferență de nivel de 1900 de metri, respectiv de 32 de kilometri, cu o diferență de nivel de 1000 de metri.